Pintilie știa să lucreze cu actorii foarte bine, pentru că era și regizor de teatru, mare regizor de teatru. Și mi-aduc aminte când am început filmările cu Decetra Clopotele Mitică, la un moment dat, după ce ne-am adunat cu toții în frizeria pe care era construită lângă lacul Fundeni, aici, în București, Pintilie a spus, gata, adiște toată lumea afară, rămân actorii, operatorul și secretarul de platou. Și am început repetițiile și am repetat vreo 2-3 ore, mașiniștii, electricienii care erau afară, se impacientau, deveniseră impacienți. Și spuneam, dar ce dracu repete asta, bă, dar ce tot face atâta? Păi la Sergiu, pac, pac, în 2-3 minute, gata, eram filmat, ne ține afară acolo. Și au intrat înapoi când au fost gata repetițiile, destul de enervați și plictisiți de faptul că au fost ținuți afară. Dar când au văzut scenele pe care le repetasem noi, au devenit fanii filmului și abia așteptau după aia să fie poftiți afară, ca noi să repetăm între timp alte scene și ei să vină să le vadă la urmă. Trebuia să primim o găleată de apă în cap și probabil că Dinică a aruncat mai cu milă cu apa. Să nu uităm că eu eram într-un costum destul de... dezbrăcată, eram destul de dezbrăcată în decor, erau un borcan de sticlă spart din care ieșiseră lipitorile și Mariana mă tăvălea pe jos și eu vedeam lipitorile cum vin spre mine și Dinica a aruncat cu apă, 14 duble, era frig afară. Mi-era teamă de palma lui Dinică, mi-era teamă să nu nimeresc, trebuia să mă lovesc de o scară, scara avea tot sub de cuie și mie mi-a fost frică, probabil că eram stângace și era evident că a observat lucrul ăsta și s-a supărat pe mine și stăteam unul într-o cameră și celălalt în cealaltă cameră și toată lumea tăcea pentru că maestrul era supărat pe mine și la un moment dat se aude așa, când ai să vezi filmul ăsta, ai să plângi de mândrie și de încântare. La 60 de ani ai să plângi când ai să vezi filmul și eu, de dincolo am făcut o pauză și m-am gândit bine, zic, dar n-apuc. Și el mi-a spus, ba eu apuc. Lucian Pintilie, când a venit la Paris, printre multele spectacole pe care le-a făcut, a montat și o piesă a tatălui meu, Jacques de Soumission. Și normal, cum se întâmplă într-un autor și un regizor, nu, sunt discuții sau fiecare are o viziune un pic diferită. Și eu îl susțineam pe Lucian Pintilie, pe maestru. Și da, robe. Și după aia erau foarte fiecare pasionat în poziția lui și finalmente, când a terminat totul, îmi spune, ar fi trebuit să-l susțin pe tatăl tău, că el avea dreptate. Am învățat ce înseamnă un adevărat creator, un regizor de geniu. Am făcut cu el și teatru și film și asta m-a marcat pe viață. De atunci și pretențiile față de mine și de ceilalți au crescut imens. Să nu te dai bătut și să explori, să mergi înainte și să încerci să faci mai mult decât ceva la îndemână. Eram tânăr, nu știam multe, dar aveam, ca orice începător, aveam idei fixe. Și le-au omorât pe toate și slavă Domnului că a făcut așa. Pintilie știa să scoată din actor ceea ce nici ei nu credeau că pot face. Așa că de asta sunt recunoscător lui Pintilie, pentru că a izbutit să mă facă să îndepășesc limitele pe care le consideram la ora aia singurile valabile. Asta o mare întâlnire. Thank you.
foarte greu. Toate filmele lui, toate. De ce dragul de nemitică? Fiecare din ei a avut un merit și la Lanță și mai puțin Duminică la ora 6 și reconstituirea. Tercim non datur, ultim. Era un observator foarte precis a cotidianului. Un creator genial. Era un om extraordinar de bun, dar fără sentimentalisme, de o bunătate efectivă, practică. Geniu. Pintilie a fost un geniu. A fost un geniu și a și fost pedepsit pentru chestia asta. Îi duc lipsa. Atât.